Ca să vedeți, doamnelor și domnilor, că în zona aceasta a Vâlcii se discută dacă trebuie să fie președinte la Consiliul Județean Buican sau trebuie să fie domnul senator Nițu, și vine acum domnul Bundaru și ne dă peste cap toate socotele. Zice că îl bate pe oricare dintre ei și devine președinte. Mă rog, încă n-a hotărât partidul, dar cum îi bateți, domnul senator? Domnul Zmeureanu, este foarte simplu calculul. Știți foarte bine, în Vâlcea sunt două blocuri mari politice, PSD și PNL, da? Din sondajele care le-am citit cu toții, sunt cam la egalitate. Deci fiecare partid va scoate 12-13 consilieri. Da? Așa. Până la, să spun că 12. 13 număr cu ghinionul. Până la 31 de consilieri scot partidele mici. Adică cine? Care partide mici? Întrebarea, cred că... Așa, sigur, asta mă întrebăm. Este, la ora actuală, PSRO, ALDE. Cine? Cine? PSRO. PSRO. Partidul Socialist. Da. Nu, Partidul Social. A, Partidul Social. Da, președinte... Slăbuț. Fost senator. Da, nu, nu intră, nu face, nu face pragul. Nu trebuie prag. Nu, la alegerile locale nu trebuie prag. Păi trebuie, trebuie un număr, un număr anume de voturi, deci, pentru a lua un consilier. Da. Ascultați-mă, că da, vă ascult. Aproape am învățat puțin în politicie de București. Da. Consilieri locali în județul Vâlcea și consilieri județi, în județ și consilieri, județeni și consilieri locali scot partidele care au organizații. Partidele care nu au organizații nu scoate niciun consilier nicăieri, nici în nicio localitate din județ și nici de cum la Consiliul Județean. Bun. Deci cine are organizații foarte bune în teritoriu, ăștia vor scoate la alegerile locale, partidele acestea vor scoate consilieri. Păi da? Și are regioană la Vâlcea organizații? La regioană, după părerea mea, are vreo 27-30 de organizații. Dar la Vâlcea n-are, pe cuvântul meu nici n-am auzit. Dacă colegii au auzit, să-mi dea și mie un SMS. Deci eu vă spun că are... Dar cine e președinte? Este domnul președinte Sandu, Adrian, de la Actualitatea Vâlceană, psihologul. Domnia sa este președinte. Și... Nu mi-ați dat o veste. Deci Adrian Sandu. Sandu Adrian, psiholog. Adrian Sandu. Da, de la... și deține psiholog. Ziarul Actualitatea Vâlceană. A, deci are și ziar. N-am auzit nici de ziarul ăsta, dar cred că e important. Este primul pe pagina de net. E primul în că începe cu A. Vâlcea, că începe cu A, începe da. Cu A da. Da. Bun, și revin. Vor scoate consilieri partidele care au organizații. Deci lupta asta acum de a se face 89 de organizații în județul Vâlcea, deci partidele astea mici vor păi scoate să le mai enumerăm. Sau doi. Deci. PSRO, da, PSRO. Revin. ALDE. Așa îl cheamă Partidul Socialist, da, Român, da? PSRO. Da. Bun, John. ALDE, domnul Tăriceanu. ALDE. Da. Așa? PSRO. Nu știu câte organizații ALDE. Are. Haideți că am primit SMS, ia să vă. Bun. Da. Mai departe. Este Partidul Umanist, da? Cu antenele. Da. Antenele acum se vor pune pe treabă. Da. Foarte bine, ca o directivă de la... Vedeți că șeful pe lor? Ecran lipsește unii, mi-a spus cineva, nu știu ce scrie acolo, frate, lipsește unii. Nu știu ce scrie, că nu văd de aici, dar lipsește unii și să-l punem că noi... Deci PSRO, ALDE, Partidul Umanist... Mulțumesc, a fost cuimesc, PC, da. Deci ALDE. ALDE, da, Partidul Umanist, fostul PC. Partidul Umanist, da. Da, este organizat foarte, foarte bine, are peste 60 de organizații. Partidul Umanist... PC, fostul PC. Fostul PC care nu s-a dus... Care, cu antenele. Care nu s-a dus... fostul PC care nu s-a dus în ALDE. Da, 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 care nu s-a dus în deci, ALDE. Deci, da, doamna Grapini. Da, exact. Partidul Umanist... Da. Este europarlamentară. Umanist și nu-i mai zice într-o da, în umanist și nu mai știu. Da, în sfârșit. Reformator. Da, sau, cam așa nu, ceva. Nu reformator. Bun. Și... am spus trei până acum, că da? Partidul ăsta umanist aici l-are președinte pe domnul primar. Primar de la Boișoara. Și da. E bun. Da, omul. Și foarte muncitor. Mm-hmm. Foarte muncitor. Deci lupta este pe organizații. Aceste 3-4 partide mici vor scoate câte un consilier doi, că trebuie să scoate până la 31, da? Da.
Pentru că puterea PNL-ului și PSD-ului este aceea de 12-13. E corect. Bun. Aceștia vor scoate câte? 1-2 consilieri. Hai să fiu mai... Uh-huh. Bun. Aceștia vor face cărțile la Consiliul Județean. Da? Păi și atunci... Eu, dacă eu candidez pe lista PSD-ului și mă susține PSD-ului, am 12 voturi, da? Da. De la consilierii județeni, plus 3 de la prietenii mei de la partidele mici. Păi da? De ce să, și nu am fie, câștigat. Să nu fie buicam prieten cu prietenii? Păi da, să fie, dacă pot să fie. Sunt dacă a reușit să-i, coopere, să-i copteze și să fie, să fie sănătos și să fie și să câștige de domnia sa. Da? Lupta asta se lucrează de mult, domnul... Și nu ați lucrat un pic? Eu nu spun că am lucrat. Am lucrat puțin așa cât am putut eu, da, și cât am avut timp. Dar asta este cheia, asta este formula. Da? Partidele mici va pune președinte al Consiliului Județean. Da? Și acum, nu mă susține PSD-ul, da? Mă mut la unul dintre ei. Da? La Partidul Umanist ăsta. Da, exact. Și Partidul Umanist spune așa, domnul PSD, îți dau 7 de concentrate, vicepreședinte, mie îmi dai 12 voturi pentru candidatul meu, Budnaru, da sau nu? Că mă duc la Alantul. Așa e, da. Corect? Da. Îmi dai? Odată mai spun. Dacă îmi dai sau nu. Mai ales Nicu Gheorghe, odată spune. Da, exact. Vă dați seama, deci, că omul uimea să ridică și pleacă de la masă. Exact. Atât, dacă nu mă duc la celălalt. Și... ajung președinte al Consiliului Județean, chiar dacă sunt la PSD sau sunt la un partid mai mic? Păi ajungeți cu condiția că se zvonește pe aici, pe zonă, că cel mai tare negociator pe care l-a văzut, da, Parisul, domnul de la e domnul Buican ăsta. Domnul Buican își dorește, dar cine nu-și dorește? Cine nu-și dorește? Oricine își dorește să ajungă. Dar trebuie să și... Poată, da? Să și vrea, în primul rând, să ocupe această funcție, să și poată, da? M-ați convins, bun, da, trebuie să... Acum... În mare vang, n-am spus tot, toate secretele. Păi sunt secrete? Hai, nu, mai știm și noi. Nu. Deci nu, vă rog, nu. Da, problema este să... Algoritmul ăsta... Păi bine. Adică asta o știe, o cunosc toți. O cunoaștem, dar trebuie să intrați și în grațiile... lui Costi Rădulescu de aici. Dar eu nu mă cer cu nimeni. Domnul Costi Rădulescu este un președinte al PSD, al organizației județene Lucea, foarte bun. Eu am fost la conferință, da. Așa, îl cunosc, am lucrat cu domnia sa la Consiliul Județean, da. Da? Eram și eu consilier județean și el, așa, și este un președinte foarte bun. Dacă domnia sa vrea să PSD-ul să aibă Consiliul Județean, poate să meargă, e o variantă și pe mâna mea, da? Dacă nu să meargă, pe ce variantă dorește domnia sa ca să câștige Consiliul Județean? Dar știți că nu va vehicula nimeni pe aici pe presă. Acum păi vă vehiculez eu, ca știu, să zic așa. Știu că nu m-a vehiculat. Deci de acum o să chiar vă am vehiculez. Stopat. Chiar am stopat. Păi acum gata, că toți ziariștii sunt la emisiunea asta să documentează. Foarte să frumos, le mai mulțumesc. Comod din fotoliu, da. Da, foarte frumos, le mulțumesc, îi salut. Păi cam așa se pune problema. Deci, bun. Interesant, foarte interesant ce spuneți dumneavoastră. O să ne gândim că după emisiune stăm să ne gândim, domne, ce-a vrut să ne facă. N-are, să ne n-are nicio legătură cu parlamentarele. N-are deci, nicio legătură. N-are nicio legătură. Dumneavoastră, vrem candidat. Rămâneți senator acolo, dar eu zic că mai degrabă ați avea șansă să deveniți președinte de Consiliul Județean. Nu ajung președinte de Consiliul Județean, revin la ce am fost. Președinte, scuzați-mă, consilier județean, ce am fost, și director la ARR. Da? Mai rău de atât nu pot. Director la ARR, dacă vă pune cineva sau prin efectul legii vă întoarceți la ARR. Păi am funcția suspendată. Deci obligatoriu vă duceți acolo. Da, și nu, acum știți, a câștigat domnul Crăpătureanu procesul ca șef de agenție, dar sperăm că până când se termine mandatul... Ce s-a întâmplat cu dânsul? Să iasă la pensie, poftim. Păi nu iese, că n-are vârstă. Nu iese, atunci să nu fie scos de urgență la pensie. Știți, există un proces foarte greu. De la Registrul Autoromân. S-a constituit parte civilă Registrul Autoromân cu 1 milion și ceva de euro. Contra lui? Da. Contra lui personal? Ca... Da, da, e o problemă. Are o problemă în justiție. Nu doresc nimănui așa ceva. Dar fiecare aș dori să și le rezolve bine și să nu... Dar nu se știe viața. Cine știa că pierde eu procesul?
Păi știți cum a interpretat la Curtea de Apel judecătorii și mai sunt și la Comisia de Drepturile Omului. Așa. Știți cum a interpretat când s-a când s-a făcut acțiunea cine să fie șef de agenție la Vâlcea, a spus că dacă dumneata e candidat, domnul Budnaru, judecătorul, înseamnă că nu mai e interes. Prin urmare, admite cererea domnului Crăpătureanu foarte frumos. Extrem. Da, a spus că nu mai am interes că am candidat. Păi nu, cum? Păi nu era senat. Păi funcția și postul se suspendă de drept. Păi sigur. Da. Și acum sunt simplu inspector la audit, nicio problemă, mă duc la București, rămân la București sau... Vin aici. Bun, am înțeles. Deci nu sunt pe din afară. Ce e interesant, că nu vă implicați prea mult în viața politică locală. Păi, dar nu mă implic aici cu presa, pentru că de luni până joi sunt la București și doar joi și vineri foarte, foarte puțin. Dar nu mergeți în teritoriu, puțin. Nu vă mai duceți. Dar cum? Chiar acum vin din teritoriu. Chiar acum vin din, nord. Chiar acum... Știți că a fost o mormântare acolo, la Titești, da. Cine? Președinte de la Obște. Deci, da. Deci vin din teritoriu și mă duc în fiecare săptămână. Și înspre Drăgășani și acolo și înspre... Nu v-am văzut la alegerile președintelui PSD Vâlcea, nu v-am văzut că nu sunteți membru. Sau ați fost? Ba da, am fost acolo în față, în dreapta. Sau v-am văzut? V-am văzut. Nici loc, eu eram în dreapta, am fost invitat. Cu cine ați ținut? Eu am fost invitat, Colegul. Deci nu am votat. Eu am ținut cu amândoi să câștige unul. Păi așa s-a întâmplat. Deci am ținut cu amândoi. Amândoi sunt colegi, suntem prieteni, amândoi sunt oameni serioși. Cu domnul Coca sunt la Senat, în fiecare săptămână ne întâlnim, vorbim în plen. E bun și domnul Coca, înțeleg că n-are nicio absență. Auziți ce mi-a spus? Că n-are nicio absență de când el senator, e adevărat? Da, dar nici eu n-am nicio absență și sunt mai mulți pentru că prezența este condiție de a fi pus pe liste. Serios? Da, și mai multe reguli. De când a venit domnul președinte Dragnea, reguli mult mai adică mai dure. Să fie omul prezent, să aibă inițiative. Să voteze cum se hotărăște în grup. Păi, noi normal. Discutăm proiectele de lege înainte de a intra în plen, așa, și să-ți faci datoria și să respecti legea. Constituția, asta e normal. Asta cere domnul președinte Dragnea. Sunt multe punctele astea, că e interesant ce spune. Sunt 10 puncte cele mai importante, așa. Și nu ni le spuneți și nouă, că chiar foarte important totuși pentru cultura noastră politică. Deci înseamnă că Liviu Dragnea a impus niște reguli. Da, asta niște reguli. Un lucru bun. Da, un lucru deci foarte omul bun. Să participe la ședință. Da. Să voteze disciplinat. Bun, toate proiectele și toate inițiativele de legi să le discute, să vină să le discute la partid. Corect. Nu, să nu le depună fiecare de capul lui. Pentru că fiecare de capul lui nu este susținut proiectul și ne trezim că nu iese. De exemplu, am auzit de unul prin comisia nu știu care a băgat un nu știu ce amendament ieri, altă de nu știa partidul despre. Da. Deci comunicarea între conducere și parlamentar este foarte bună. Eu nu critic că pe timpul domnului președinte Ponta nu am avut comunicare. Aveam prin domnul Ilie Sârbu. Dar acum este o comunicare mai transparentă. Mi se pare mie mai transparentă. O comunicare între conducerea partidului. Bun. Și uitați, chiar duminică acum am primit invitația, ne întâlnim cu conducerea partidului. Da, suntem invitați și chemați pentru situația care este cu guvernul meu. Da. Și unde vă chemă? Păi nu s-a stabilit locația, urmează să ne comunice. Păi la partid în Chisilev sau la Parlament sunt atâtea spații. Bun. Deci două, acum, trei, probabil două. Să nu aibă omul condamnat, vreo condamnare sau să nu aibă dosar penal. Da, dar că este reabilitat, nu sunt probleme. Adică dacă a fost condamnat și... Dacă a fost condamnat pentru fapte de corupție, nu dacă s-a bătut cu unul și a dat un pumn și la a primit cu suspendare trei luni sau nu știu ce. Pentru fapte de corupție. Da? Pentru că asta este cel mai important. Pentru faptele de corupție. Și dacă a intervenit reabilitarea sau așa, este curat și nu sunt probleme. A, interesantă treaba asta. Adică... cum ar veni, domnul Gutău ar avea loc la PSD. Da, nu l-ar respinge nimeni. Acum noi am și votat acest statut de etică.
Și da, acolo ce spune? Că dacă omul a 16... Da, așa a făcut reabilitarea, nu sunt probleme. Are cazierul curat, nu sunt probleme. Și de ce este nu... și logic și normal. Și de ce nu îl las pe mecelul tău la... Dar eu nu sunt eu negociatorul Partidului Social Democrat. Sunt colegii mei. Da, este problema domnului poate... președinte Rădulescu de aici. Poate... Sunt discuții la nivel central, deci nu sunt, nu am eu această calitate. Eu pot să-mi dau cu părerea despre dacă sunt întrebat. Am înțeles. Da. Bun, mai aveți și alte puncte, că a zis că sunt 10 și stare da, dar sunt mult mai mult. De exemplu, asta, că era dacă, 4, 5, e, am spus, dacă e omul reabilitat, da, e în regulă, e prima dată când da, o auzi. Da, să aibă o conduită și o morală foarte bună, să... fi deținut ceva funcții publice, dacă se poate, sau să aibă ceva școală, cam așa ceva, spun în linii mari. Da, nu. Dumneavoastră, cum stați la punctajul ăsta? La punctajul ăsta cu școlile stau foarte bine. Nu v-am adus un CV. Păi știu. Sunt trei facultăți. Știu că stați terminate. Am masterul terminat la Institutul Politehnic și acum sunt doctorant la Institutul Politehnic la Siguranța Circulației la Facultatea de Transporturi. Păi ce mai vrea cineva de la dumneavoastră din punct de vedere al diplomelor? Da. Păi bun, după cât te văd, emisiunea asta cumva vă relansează aici. Adică nu, ce vreau să vă spun, domnul senator? PSD-știi din teritoriu nici nu s-au mai gândit ei la Florinel Budnar. Ca să ne fie clar. Să știți că noi am vorbit la București. Eu cu domnul președinte Rădulescu ne întâlnim săptămânal și vorbim. Și suntem și prieteni și discutăm orice probleme de senat și de organizații și de partii și așa mai departe. Poate nu s-au gândit ceilalți vicepreședinți. Păi da. Pentru că eu dacă mă mut, să spun așa, să ia hotărârea și decizia, dacă mă mută de la sectorul 4, eu sunt vicepreședinte la sectorul 4. Cine e președinte? Acolo este președinte un medic, Băluță Adrian îl cheamă, este medic stomatolog, domnul Bănicioiu a pierdut președinția organizației, am avut alegeri, acum 2 luni a pierdut președinția organizației, domnia s-a a obținut un document că organizația sectorului 4 îl susține pentru funcția de secretar executiv la PSD și mi se pare că nu a obținut această funcție. Nu a obținut. Da? Da? Este domnul Neașu, cred, acum secretar executiv și gata, este simplu membru. Bun, și deci ei vă spun... Și, dumneavoastră și ați vorbit vreodată cu Costi Rădulescu de ideea asta a venirii dumneavoastră aici? Da, chiar acum, chiar săptămâna trecută. Și omul chiar ce zice? Asta. Da, domne, da, este de sau... acord, este de acord, chiar spunea, domne, chiar ne bucurăm, vine un senator. Și domnia s-a spus că porțile sunt deschise pentru oricine dorește să vină în organizație. Mie așa mi-a spus. Domne, foarte tare, da. Deci a încurcat-o domnul Coga, să zic așa. De ce? Păi de ce? Păi vă dați seama că când aude Coca, că da, poate vine senatorul Budnaru... Coca are 2 mandate, poate nu mai vrea să candideze. Ei, nu vrea. Acum nu știu, eu vă spun, eu nu mănânci țin neapărat. Mănânci calul de ovăz, știți cum e, deci vorba românească. Domnul Zmier, am 56 de ani, nu țin neapărat. Mulțumesc frumos, am fost, mi-a ajutat Dumnezeu, am văzut, am pus umărul la muncă să fac ceva, chiar pe transporturi, să știți că autostrada... este și umărul meu acolo pus pentru a fi prins în master plan. Drumul DN7D Câineni, Boișoara, Titești, Perișani, da, Curtea de Argeș, este, se va asfalta tot datorită subsemnatului. Când asta? Când asta? Uitați, săptămâna trecută au fost trimiși de direct. Știți că am făcut o vizită cu directorul general și cu conducerea de la Craiova și de la Vâlcea, da? Și este prins în programul de investiții pe 2016 acest drum, cu siguranță este prins. Așa, tot eu m-am luptat, iar eu de la Comisia Transportului, unde fac parte, acum trebuie să vină să se aprobe banii, bugetul.
Deci bugetul trebuie să vină și este prins în buget. După ce aprobăm... Adică drumul ăsta de care se plânge domnul Sandu de la Perișan, nu? Da, da. Domnul, eu l-am dus pe domnul Sandu de la Perișan la București și după aceea a venit, a ajuns înapoi la Vâlcea și la Perișan și a început să arunce cu noroi. Eu l-am dus la directorul general. Când ajungea domnia sa niciodată. În biroul directorului general. Nu l-am, nu l-am auzit. A... Cum? V-a zis ceva de dumneavoastră? Da, numai rău. De ce? A vorbit. Cum? Păi, după ce faci bine la om, știți cum e. Facerea de bine. Nu mai ziceți. Nu mai spun, Doamne ferește. Da? Că suntem păi suntem la televizor. Da. Dar noi știm la ce vă referiți. Da, domnul, deci eu a venit și a început... Poate e o bârfă, să știți. Că este o bârfă, dar eu pun număr. Județul acesta, nu numai senatorul Budnaru, în județul acesta, oricine trebuie să pună umărul ca să facă un bine, dacă poate. Și are posibilitate și are e decizia la el. Da? Dacă nu eram la Comisia de Energie și Transporturi, drumul ăsta nu era asfaltat, domnul Zmion, nici acum, nici în 20 de ani. Așa se numește Comisia de Energie și Transporturi. Da, Transporturi și Energie. Dar spuneți-mi, dacă se schimbă guvernul, a venit guvernul, vine guvernul Cioloș. Problema este în felul următor. Partidul Social Democrat la București acum negociază ca toate măsurile și deciziile luate și proiectele a guvernării Ponta, a guvernului Ponta să se continuă. Deci să se continuă, nu să se taie din ele. Și dacă vine foarte frumos, ei sunt cam prieteni guvernul meu cu peneliștii. Da, păi șefii de la București, da, cum să se ducă să-l taie, cum să-l scoată de la programul de investiții? Păi nu cred. Păi nu să cred. Nu scoată pe motiv. Dacă să-l scoată și să vină public să-l scoată. Eu vin aici la dumneavoastră și mă duc la toată presa, ziceți fac că e pus de... pe plan, deci. Deci vă dau cuvântul meu de onoare. Planul de investiții în 2016. Păi dar nu s-a făcut încă bugetul. Păi stați puțin, bugetul trebuie să vină la noi acum, să-l votăm în plen. Ah. Și, deci e gata. Și el trebuie, da, e gata bugetul. Păi dacă nu cădea guvernul, dacă nu cădea venea guvernul, Ponta cu bugetul. Era Ponta cu bugetul într-o săptămână. În dinți, da. În dinți. Înțeleg. Ce nume vedeți? Deci, prin urmare, o să vă informez atunci când și prima dată vine la comisie. Deci fiecare la comisiile de specialitate vine bugetul. Uh-huh. După aceea în plenul comun. Și deci la dumneavoastră a fost... La noi nu, acum urmează să vină. A, și precis îl regăsiți? Drumul precis ăsta... îl regăsesc în buget. Și atunci, aceea este dovada... Sunt 30 de kilometri, se asfaltează într-una. 32 de kilometri, în jur, valoarea investiției este câteva foarte milioane. Mare, este în jur de 22 de milioane de euro. Mult. Da, foarte mult, dar conducerea CNADN a spus că va scoate la licitație pe 3 tronsoane. Bun. Ca să nu se încurce. Bun, domnul senator, noi o să facem așa. Vă rog. O să luăm o pauză, după pauză scrie pe ecran o perioadă, să luăm niște telefoane, să simțim dacă oamenii îl vor sau nu pe Mircea Gutău candidat pentru primăria Râmnicului, că independent, că de la alt partid. Așa mai departe, printre picăturii, domnul senator ne va mai spune, iată, ne-a dat o veste excepțională chestia asta. Eu nu știam că DN7D se cheamă. DN7D, da. Da, extraordinar. Cred că se bucură toată lumea din zonă și eu mă bucur foarte tare. Luăm o pauză și revenim.